Răsfoim în continuare cartea Faptele Apostolilor. Și în capitolele 8 și 9 ne întâlnim cu credincioși adevărați, dar și cu simulanți. Am făcut deja cunoștință cu primul martir, Ștefan, diaconul, care a preferat să spună adevărul până la ultima consecință, dar și cu Saul din Tars, care era de partea asasinilor lui Ștefan. În scurtă vreme, Saul ajunge un fel de persecutor șef al bisericii. Făcea prăpăd, îi maltrata și întemnița pe mulți dintre cei ce se încredeau și îl urmau pe Iisus. Uimitor este însă că, în loc să stopeze și să înnăbușe credința creștină, persecuția contribuie la înflăcărarea și dezvoltarea bisericii. Ucenicii și urmașii lui Iisus, care erau rezidenți în Ierusalim, ieșeau din zona lor de confort și se mutau în alte părți, ducând cu ei Evanghelia. În Samaria, Dumnezeu a folosit pe un altul dintre diaconi, Filip, care să-l vestească pe Iisus. Afișând comportament și daruri spirituale care îl legitimau ca având autoritatea Fiului lui Dumnezeu, Filip făcea minuni, vindeca bolnavi și învia morții prin puterea Duhului. Pentru că biserica se înmulțea rapid, unii nou convertiți nu înțelegeau bine și nu știau întotdeauna ce înseamnă să creadă realmente în Domnul Iisus. Simon Vrăjitorul era un asemenea creștin de formă, sau mai bine zis, din interes, pentru că el voia doar să afle cum putea beneficia de pe urma acestei noi și spectaculoase lucrări a Duhului. Când Saul și alții ca el persecutaseră biserica din afară, parcă nu fusese așa de dureros precum rănile provocate de asemenea așa zis creștini ca Simon. Să învățăm că vrăjmașul, Satan, nu întârzie să provoace pagube dacă îi deschidem ușa. Când cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, Duhul Sfânt îl ajută să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să abandoneze alte obiceiuri sau resurse străine. Și de obicei se folosește pentru asta de câte un copil al lui Dumnezeu. Avem un asemenea caz în capitolul 8. După lucrarea din Samaria, Filip a fost trimis de Dumnezeu să meargă spre fâșia Gaza pe vechiul drum comercial care lega Israel de Egipt și Etiopia. Filip a ascultat și a înțeles curând că Dumnezeu îi stabilise o întâlnire acolo. Pe acel drum, într-o trăsură scumpă, se afla un oficial de rang înalt al Etiopiei, care se întorcea spre casă de la Ierusalim și citea din sulul profeției lui Isaia, fără să înțeleagă însă mare lucru. Duhul Domnului l-a zorit pe Filip să se apropie de convoi și să-l abordeze pe omul acela. Este Duhul Domnului cel care luminează, prin cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit de copilul lui Dumnezeu. Filip l-a întrebat deci pe dregător, înțelegi ce citești? Etiopianul a recunoscut că nu și l-a invitat pe Filip să îi se alăture. Pasajul pe care îl citea oficialul african era despre Isus, era din capitolul 53 din Isaia. Despre robul jertfit pentru păcatele noastre și prin ale cărui răni suntem vindecați. Filip primește astfel șansa unei introduceri cum nu se poate mai potrivită a Evangheliei, așa că începe să explice scripturile omului aceluia și să îl propovăduiască pe Isus. Iar famenul etiopian îl primește pe Isus Mântuitorul în carul său bogat și va fi imediat apoi botezat.